După o perioadă îndelungată de așteptare, podul de la Ștrandul din Piatra Neamț se apropie de finalizarea procesului de reabilitare, un proiect esențial pentru siguranța și confortul locuitorilor orașului. Această etapă finală a reabilitării vine ca un suflu nou pentru infrastructura locală, promițând o îmbunătățire semnificativă a condițiilor de traversare. Proiectul a presupus înlocuirea elementelor structurale vechi cu unele noi. Reabilitarea a durat mai mult, întrucât autoritățile locale nu au găsit un constructor specializat pe astfel de structuri metalice. Investiția a ajuns la 1,5 milioane de lei.